Nu poți să uiți, domne, ce s-a întâmplat. Pe nedreptate. Mi s-a luat drepturile mele, care un om nu trebuie să-i leg. Mai ales că n-am avut mamă, tată și am fost în casă de copii. Și acolo bătută și violată. Și am născut, vai de mine, cum am născut, că a murit copilul ăla. Unde s-a întâmplat asta? În casa de copii s-a întâmplat așa ceva? Da. Da. Crunt. Și am făcut sport cum l-am făcut că a trebuit să fac și să fac și facultate și am făcut a doua facultate aici la Berlin. Crunt, domne, crunt. Să nu spună mie că la casa de copii îi ba săracii. Să nu spună. Îs ordinar, îs ordinar. Și nimeni nu ia o atitudine Dar unde, față de la ce acești. casă de copii s-a întâmplat, doamna Cetiner? Ne puteți spune unde s-a întâmplat? În București, în București. Ați spus că ați fost violată de cine în orfelinat? Sau la telefon mi-a spus de un antrenor. Da, și de antrenor, de Niță Gogu, care ne ținea bancă. Niță? Știu că ați avut... Gogu. Există un Grigore Niță, care v-a fost antrenor, înțeleg. În... Da. Da, okay. Și Diana. O știți pe Diana Dobre? Diana Dobre, nu. Eu cu Diana Vasilica, nu Vasilica. Diana a fost și ea la Lotul Național. Așa. Cu ea a fost împreună. La... Ca... La ce se... Unde se întâmpla asta? La ce club sportiv? Puteți să ne spuneți unde l-ați avut? Pe Niță? Sau doi, nu mai țin minte. Ok. Dar eu am fost la Rapid București. Așa. Acolo ne-au dat. Pe noi ne... Știți cum, domnule, știți cum era? Pe noi, noi nu stăteam la clubul ăla și ne duceau obligatoriu să jucăm. Ok. Dar cum s-a întâmplat povestea cu antrenorul? Ce era cu Ceaușescu. Da? Extrem... Ne ducea? Da. Ne ducea. Acum joci, că trebuie să joci, ne antrena și noi jucam. Dacă mă punea să joc bine, dacă nu să stai pe bancă. Și dacă nu dădeai un gol, luai bătaie pe bancă acolo. Pentru că nu se filmea cum era cu Hagi. Numai la fotbal să filmau. Noi am mâncat bătaie foarte... Eu cel puțin am mâncat bătaie de la nenorocitul ăsta. Ne bătea... Știți cu ce ne bătea, domnule, pe gleznă? Nu. Ne bătea cu un par. Zicea, dacă nu dai 10 din 10 goluri, dracu te ia. Asta se întâmpla la antrenament? A fost... Da, da, da. Să știți, noi am dus-o foarte rău. Copiii de la casă de copii, am dus-o foarte rău. Și eu mă mulțumesc și mulțumesc statului german că m-a adus aici și m-a scos din pușcăria aia. Abuzurile s-au început de la vârsta de 12 ani. Unde se întâmpla? În cantonamente? Cum se întâmplau lucrurile astea? Se întâmpla în cantonamente, toate în cantonamente. Te chema la el în cameră, vrei, nu vrei, trebuia să stai cu el. Scuzați-vă. Asta e ca. Zicea să te dezbraci și dacă nu vrei, zicea că mâine nu joci. Te duci acasă. Te ia dracu, te duci la casă de copii. Nu putea să nu putea să vorbiți cu nimeni, cu directorul școlii, cu cineva. Nu se putea vorbi? Nu. Să știți că au fost mărea. Cum? Pentru că n-aveai tată. Deci, practic, n-avea... Cine să-ți ia? Cine să-ți ia apărarea? Nu ți-o lua nimeni. Tot cu el ținea. Și chestia asta a continuat cât timp? Câți ani s-a întâmplat lucrul ăsta? Păi, s-a întâmplat până am rămas gravidă și a trebuit să avortez și la 5 luni era să mor. Câți ani aveați când ați rămas însărcinată? Doi...
12 ani am avut și 13 ani. A fost greu, domnule, să știți că a fost greu. Bun, dar nimeni nu s-a sesizat că o fată de 13 ani rămâne însărcinată așa? Da, s-au sesizat, dar s-au mașut. Uite așa, te-au șters. Okay.